Așa emoția am avut să pornesc camera, că nu o mai găseam și după ce nu o mai găseam, am văzut-o că stă înșurubată deja între piept. Lăsați-mă să dau cum, mă dau cu balsam de buze, că mi s-a uscat gura din momentul când am început să caut camera și până acum. Și să vă spun așa, că am trecut printr-un mic impas de sănătate, am avut o viroză complet neașteptată. Bine, orice viroză este neașteptată, dar eu cam știam cum e o răceală, adică îți curg mucii 2 zile, mai tușești un pic vreo 2 zile, a cincea zi ești deja... Nu. Nu a fost așa și dacă observați și acum stau cu coșat, este pentru că am o durere de spate. Da, să dau asta un pic mai jos pentru că trebuie să mă las așa mai neprotocolar pe spate. Să nu vă inducă în eroare aceste bucle. Noroc că am bentița de la Mara Blue, că altfel tot ca o leșinată bălaie și am în fața voastră. Deci a fost așa. Aceasta este tusea reziduală care am rămas. A fost o tuse iritativă. Atât de iritativă încât m-a ținut nedormită nopți, nemâncată zile. Chiar mă întrebam la un moment dat, Doamne, ce se întâmplă? Adică până când poți să stai cu acea senzație de parcă ți se mișcă efectiv ceva în gât, care te gâdile și așa. A fost crunt. Deci nu efectiv durerea în sine și stările, ci totul adițional. Faptul că nu puteam dormi, nu puteam mânca. Adică o grămadă de lucruri mi s-au dat peste cap. Nu vă spun că și menstruația a venit mai repede. Adică tot corpul s-a resimțit. Acum, de exemplu, pentru durerile de spate, am început să mă dau cu Celadrin. Văd că funcționează, văd că își face treaba. Când vorbesc, vedeți și voi că nu acum sunt bine, deci sunt balerină. Dar gândiți-vă că am avut situații când n-am putut să vorbesc cu familia mea în casă. Vorbeam prin semne sau așa, sau din buze. Nu puteam, pentru că mă îndurea foarte tare și în momentul în care încercam să scot 3 cuvinte, scoteam 3 cuvinte, 5 tușiri. Bun. Cert este că, din ce am aflat și de la doamna doctor de familie la care merg eu, mi-a zis că toate virozele au intrat oarecum într-un alt circuit, că s-ar părea că și virusii ăștia au un circuit al lor, ca totul în natura asta. Și pentru că a fost acea perioadă de lockdown, când au fost practic 2 generații de copii care trebuiau să treacă prin fazele alea de răceli ale copilăriei și să lase tulpinele astea să dezvolte nu știu cum, ele nu s-au mai dezvoltat, au rămas undeva și atunci cam asta s-a întâmplat. Bun, și am auzit chiar discuția asta și din partea unor medici serioși de la spitalele de pediatrie care au explicat pur și simplu explozia de viroze din această vreme. Vi l-am adus și pe ăsta micu aici, nu de alta, iar pentru că cei de la Sezamo au acum, miroase, au ofertă, eu nu pot să mănânc acum ananas pentru că m-ar zgâria teribil pe gât, că știți care e enzimele alea, suc poate o să-mi fac, deci are așa, pentru toți clienții noi, stați ca să nu vă spun prostii, pentru toți clienții noi primesc o reducere de 50 de lei, stăți așa că am pus pe Instagram, a fost fată cu minte, vă zic direct și la obiect, e așa, clienții noi primesc 50 de lei reducere prin codul ianuarie24 pentru categoria fructe și legume și încă de 3 ori 50 de lei la următoarele 3 comenzi, deci asta e, vorbim de clienții complet noi, cei care n-ați mai comandat până acum pe Sezam, eu numai că sunt client vechi Sezamo, sunt și client fidel. Eu am prins și vremea când se plătea abonamentul premium, nu știu dacă acum se mai plătește, sau nu când nu se mai plătește, se plătește și acum, dar au fost foarte multe, a fost o promoție destul de puternică anul trecut, în decembrie, când era suficient să faci o comandă și intrai automat în programul premium, așa mai departe. Noi de la Sezamo comandăm, ca să fie clar de la început, eu nu am nicio colaborare plătită cu Sezamo, mi-aș dori asta din perspectiva că chiar am ce să spun și am experiență și ca client și am experiență și ca om care a recomandat altora și mi-au mai zis alții chestii despre. Iar când ei din când în când Sezamo când mai are acțiuni de astea și vrea să le
informeze prin influencer, ne trimit pur și simplu un set de produse, ne trimit niște produse, niște PR samples. Bun. Asta, mie îmi place să fiu transparentă, știți că așa am fost întotdeauna. Eu, și dacă sunt, eu oricum și dacă sunt plătită și dacă nu sunt plătită, același lucru îl spun. Eu am făcut comandă în ultimii ani așa, Bringo, când era Bringo, a apărut Freshful, am făcut la Freshful, am făcut și la Sezam. Deci la ăștia toți trei am conturi și comand la ei. De când am descoperit Sezam, de ce m-am dus mai mult spre Sezam? Bringo, ce are avantaj Bringo? Pentru mine, personal, are avantaj pentru că stau destul de aproape de un magazin Carrefour mare. Deci mi-aduce de acolo și se întâmplă uneori să am bata să mi-aduc într-o oră jumate marfa, adică mi s-a întâmplat chestia asta. Ăsta ar fi un avantaj. La Freshful, sincer să fiu, n-am avut niciun avantaj. Cred că a fost la un moment dat ceva, o chestie că dacă comandam de alea de la brutărie timp de o săptămână, după aia mi-aducea niște croasante gratis sau nu știu ce. Care e faza cu Sezam? Mie la Sezam mi-a plăcut constanța lor în calitate și faptul că au niște produse, mai să zic, neapărat mai cumoți, dar pe care eu le găseam mai greu. Să vă dau un exemplu. Banalul hummus. E un hummus de la, nu știu, un brand mai... Am uitat cum îi spune, eu luam undeva de la Băcănia... De la o băcănie care e în Pipera Plața. Cei care sunteți în București, știu, știți, acolo am început eu să găsesc acel hummus. Mă, e singurul hummus. Eu sunt mare consumator de hummus, fiind lacto-vegetariană. Găseam acolo un hummus pe care acum îl mănâncă și copilul meu. Și am văzut, când luăm alt fel de hummus, de la Mega Image, nu știu ce, nu-i rău nici ăla. Faza este că ăsta este numai că foarte bun la gust. Are, băi, chiar, nu știu, tesaturi. E foarte plăcut, e foarte mișto făcut să... N-are izul ăla de aditiv, de nu știu ce. Eu înțeleg că asta trebuie să adaugi aditiv în alimentație, dar în fine. Deci, odată găsesc acolo ăla. Întotdeauna, la parte de legume, fructe, eu nu fac niciodată. N-am nici cea mică strângere. Aoleo, o să comand castraveți și o să fie uscat, o să comand pătrunjel și o să fie ofilit, o să comand ananas și o să fie strigat. Nu există. Sunt doar acele chestii inerente și, uite, vă dau un exemplu. Avocado. Cine este consumator de avocado știe că sunt momente când îl iei de pe rapt, arată țiplă, îl lași o zi, două să coacă dacă e tare și e înăuntru negru. Deci doar asta se mai poate întâmpla, dar în rest altceva nu mi s-a întâmplat. Pe când de la, când luam de la Bringo, mi s-a întâmplat să-mi vină avocado deja tuflit. Toate sunt cu termeni mari. Găsești și tot felul de mărci pe care nu, cum este brandul ăsta Yuto. Eu la Yuto am găsit singurul fistic nesărat, copt, care nu mi-aduce gust amar în gură. Și am mâncat, credeți-mă, am luat și de la Lidl, că nu sunt vreo cucoană crescută, vai de mine, numai cu branduri de astea așa. Adică m-am dus și către branduri mai economice, că nu mă deranjează să iau ceva ieftin și bun, chiar nu sunt nebun la cap. Și am fost și am luat și de la Lidl, mie ăla după ce mănânc o dată, deci tot încep să mănânc. Și după 5 minute mi-a un gust amar în gură. Ei, cu ăsta nu pățesc la fel, are altă consistență, da, e un pic mai scump, dar... Nu știu, eu vorbesc de mine, nu știu de ceilalți. Am ajuns la momentul ăla când la 4-6 de ani nu mă mai joc de a fac digestia sau nu fac digestia sau îmi place sau nu-mi place. Mănânc ceva... Că vedeți cum a răpus viroza asta. Ce mi-ar mai trebui? Să am o dată pe săptămână câte o indigestie sau o durere de bilă că nu știu ce am luat. Și atunci nu-mi permit. Deci cam acolo sunt eu cu Sezamul. După aia aduc tot felul de chestii, nimic de zis. Pe mine mă enervează că anumite perioade când n-au stoc la altceva, adică am și chestia asta. Dar în materie de legume, fructe, la fel carne. Eu carne am comandat la Sesamo și aia care scria că mai are 2 zile valabilitate și a venit era țiplă. Adică nu mirosea, n-avea, știți că carne, dacă se învechește, lasă ca o zea, așa, ca ceva cleios și îți spun de nasul. Eu nu mănânc carne, dar o pot evalua că o gătesc pentru familia mea. Așa. Iar la Sezam n-am avut treabă. Deci am luat din ofertele alea gen îți expira peste 2 zile. N-avea nicio treabă. De ce? Pentru că dacă sunt ținute în condiții foarte bune și sluate ca lumea, nu se mai pune problemă. Da, știu că pare să faci reclamă la Sezam. Bă, chiar fac reclamă la Sezam.
Și chiar speră ca oamenii ăștia, când o să aibă politică de comunicare, de PR, whatever, de social media, și o să caute niște oameni care să vorbească în cunoștință de cauză despre brandul ăsta, o să mă selecteze și pe mine. Și dacă o să mă selecteze și dacă nu o să mă selecteze, eu tot sunt client, pentru că eu am nevoie. Uitați cum a fost acum cu Viroza. Păi cum eram noi în casă, fiecare atinși, mai mult sau mai puțin, să pierdem vremea prin Lidl și prin Mega Image, Carrefour sau mai știu pe unde să luăm mâncare, așa. Făceam comandă frumos, în maxim 3 ore era acasă. Da, contează, am observat, de obicei 3 ore ăsta e intervalul. Dar eu pățesc de foarte multe ori, cred că stăm într-o zonă mai bună, mai centrală să sună așa, pățesc de multe ori să mă sune curierul, știți, dar nu m-a ajuns jumătate de ori mai repede. Pot să vin? Da, sigur. Așa, din punctul ăsta de vedere, da, sunt niște avantaje. Ca să vă zic cu ce v-am tratat eu în perioada asta, nu cred că este relevant, pentru că fiecare om trece prin și știe foarte bine. Cert este că trebuie să te duci la medic când te au răceală. Eu m-am dus, răceală de asta puternică, m-am dus doar ca să verific niște lucruri. Am mers mult pe parte și de suplimente, am completat cu suplimente. Eu efectiv medicament, am luat Fervex în vreo 2-3 zile când eram așa chiar super pusă. Am făcut niște inhalații cu ceva, cu o substanță care să pune în inhalații. Deci am luat la virus bloc, că v-am mai povestit, am luat virus bloc, am ajuns la 4 pe zi, asta e doza maximă din ce am înțeles. Am mai luat și Ultra C, ce am mai luat? Micel Caps, astea am luat și alea le-am terminat, ce am mai avut. Bombonele de alea de sub Fiorda, la fel și siropto Fiorda. Seara am luat Aerius, aici n-am ce să vă zic, că eu oricum cu Aerius sunt obișnuită în faza cu alergia. În rest, a fost nevoie de pauză. Pauză și de vorbit și de la mai departe. De aia nu m-ați mai văzut nici pe YouTube. Tot ce pot să vă spun, uite, că în legate cosmetice, că mă uitam acum la, că aveam aici crema Mara Blue lângă mine, că vreau să vă povestesc și chestii. Au fost zile în care doar m-am spălat pe față cu apă și atât. Nu, n-am dus. Cu ce m-am împăcat foarte bine e tot crema aia 5 Growth Factor de la Imar. Cu aia m-am dat în câteva zile. M-am mai dat cu serul de la Mara Blue. După aia, la un moment dat, am început și serul cu peptide de la Paula's Choice. Dar faza e că băgam chestii așa puține, adică nu suportam. Probabil că simțeam că tot corpul așa e într-o agitație. Crema asta vreau să vă arăt, adică Mara Blue, vreau să vă povestesc de el, doar să vă zic așa, că toată luna ianuarie, să vă reamintesc, toată luna ianuarie este transport gratuit la comenzi de minim 100 de lei, este tombolă. Toți clienții care cumpără ceva, indiferent ce cumpărați, până pe 5 februarie, parcă, găsiți toate detalii pe site, intrați într-o tombolă, unde o să acordăm, o să vă spun și de ce vorbesc la plural, o să acordăm 3 vouchere de 150 de lei la Fashion Days și aveți acum 20% reducere la toate produsele și după ce aveți reducerea 20%, mai puteți băga și BB10, BB10 pentru un discount suplimentar la suma care rămâne acolo, să mai aplică 10%. Așa. Pentru că am folosit pluralul, nu mai e niciun secret, dar eu zic ca să nu așa, fac parte din echipa PR aproape de 2 ani de la Mara Blue și mă bucur foarte mult pentru că e un brand care a crescut foarte frumos, a crescut foarte natural, neîmpins, neexagerat, pur și simplu a crescut până la urmă prin forța clienților și prin chestiile din punctul meu de vedere mici făcute pe parte de PR și marketing. Noi ca echipă, n-am făcut niște chestii echipă. Suntem, per total, acum cred că suntem 5 fete, dar toate astea 5 fete care suntem angrenate, pe asta mai facem și altceva, adică mai avem și alte joburi. Nu e ca și cum facem. Bianca în sine este și farmacist, conduce 2 farmacii, dar are 2, numai conduce și e acolo, farmacie. Colega de pe Facebook și Instagram are job full-time. Colega care ne face poze și asta mai face și poze pentru alții. Fata cu care colaborăm pe site mai face alte site-uri, adică niciuna nu suntem dedicată, toate mai avem așa și lucrăm
împărțit cum putem. Ideea este că asta ne-a plăcut la toate, că marca a crescut liniștit, a crescut natural, vorba s-a dus din client în client, ceea ce din punctul meu de vedere și numai din punctul meu de vedere, orice om de marketing pe lumea asta o să vă spună că creșterea unui brand din gură în gură este aur. Este, adică un client e mulțumit și mi-a zice și lui altul și așa mai departe. Deci din punctul ăsta de vedere, noi suntem mulțumiți. Evident, nu avem... Adică da, când o să mă vedeți aici că filmez în studio cu cameră de aia de nu știu care și o să mă vedeți pe mine cu nu știu ce fundal în spate și așa, da, atunci e clar că se întâmplă niște lucruri pe parte financiară colosale. Dar momentan despre asta e vorba, știi? Și apropo de asta, uite, apropo cu chestia asta financiară și așa, am mai avut discuția asta și cu copilul meu, că apropo, sunt niște discuții între copii legate de cât tu ești sărac, tu ești bogat, mă, dar cât câștigă textual. Citez din WhatsApp copil, arătat de fiul meu, m-am uitat eu. Așa. Chestia asta cu creșterea asta financiară, știi? Explicam și lui fiul meu. În momentul ce crești financiar, trebuie să fii și pregătit. Cu cât ai bani mai mulți, ai și responsabilități mai multe. Taxi, impozite, asigurări, protecția ta, protecția business-ului tău și așa mai departe. Adică ăștia care sunt foarte bogați, oamenii care sunt foarte bogați, au echipe care se ocupă de asta sau au oameni angajați. Au contabile, au avocați, au asta. Deci câștigi mult, automat și cheltui mult. Nu e ca și cum, asta e numai pe roze. Și vine de aici și un consum nervos, să știți, pentru că eu am așa în anturaj oameni cu putere financiară foarte mare și care spun, băi, am zile când nu dorm așa ușor. Da, nimic de zis. Mă oftic într-o zi, m-am blocat în avion, mă duc și stau o lună în, nu știu, Grecia, mă duc și fac cumpărături 3 zile la Paris până îmi golesc unul din cardul, da? Așa. Dar după am întorc acasă și am, stai că am aia de făcut, stai că am nu știu ce, stai că firma cu tare nu știu ce trebuie să fac, stai că mă sună contabil, stai că mă sună ăla. Adică nu e ca și cum, adică o creștere financiară nu este numai, ce bine, avem bani să ne cumpărăm jucării și lucruri și haine și case și vacanțe. Vine și cu multe responsabilități în spate. Acum, că n-ai cum altfel, că trăim într-un context social și legislativ în care nu poți să... Evident că sunt avantaje și dezavantaje. Asta a fost discuția pe care am avut-o eu cu fiul meu, care zicea, mami, noi suntem săraci sau bogați? Punctul meu de vedere, nu suntem nici săraci, nici bogați, suntem niște oameni, suntem o familie care... avem unde să dormim, avem ce să mâncăm, adică nu ne facem grija zilei de mâine, putem să ne permitem câte o vacanță, avem grijă de două animale, pot să merg oricând la orice muzeu vreau eu, fără să mă gândesc, aoleu, oare cât costă, pot să-mi cumpăr o carte, adică, de punctul meu de vedere, sunt într-un loc decent și încurajator. M-a ridicat în picioare că mă doare atât de tare spatele, încât simt că pare că mai bine stau în picioare. Și o să mă întrebați, Zabin, de ce te doare spatele? Exact de la chestia asta, că am dormit în picioare de la tuse, pentru că efectiv, dacă reușeam să ațipesc, au fost vreo 3 nopți în care am dormit doar o oră, maxim 2 ore pe noapte, efectiv ațipeam. Spun asta că eram efectiv cu ochii la un moment dat în ceas, că îmi devenise așa obsesiv, dar de ce nu pot să dorm? Mă trezea tusea, efectiv, și mă ridicam brusc în picioare și, efectiv, cred că am făcut de abdominale și de întinderi de spate, nu foarte sănătoase, dar, în fine. Și de-aia acum m-am ridicat în picioare, că nu mai suport să stau în scaun. Simt că parcă mă apasă aici ceva și cervical. Să văd, să-mi revin complet cu reflexul ăsta de tuse și mă duc și la masaj. Da, vă povestesc așa, ca să știți de ce am dispărut atâtea zile. Că au fost totuși câteva zile în care n-am mai apărut, dar au fost zile în care n-am postat nimic pe Instagram, nici măcar pe stories.
pentru că efectiv nu eram în stare, vedeți, acum când mă simt bine cum tușesc. Vorbisem un pic cu voi, cu unii dintre voi pe Instagram și am pus și un articol pe blog, aș vrea să ne mai vedem, să mă văd cu unii dintre voi care vor să vină la întâlnirile alea Parfum ET. Eu aș vrea pe 31 ianuarie, dar încă nu știu dacă sunt pregătită, pentru că vreau totuși să las luna asta să mă simt, să-mi revin, inclusiv să mă pun la punct cu ce am eu de lucru. Am foarte mult de lucru. Practic la 2 clienți am încărcătură foarte mare spre critic aproape. Adică e mult la 2 clienți și nu pot să-mi bat joc, că știu cum e. Oricât de dragă mi este mie să fac chestii de-astea legate de blog, să fac YouTube, să fac blog, știți, și eu trebuie să mănânc, să-mi plătesc facturile și nu cu like-uri și cu share-uri îmi rezolv chestiile astea. Da, cred că asta va fi, mă gândeam eu acum pe 2024, dacă e să schimb ceva în felul cum abordez eu social media, dacă eu oricum sunt de felul meu o persoană directă, cred că anul ăsta o să fiu și mai directă. Și o să vă spun și de ce, pentru că fiind înconjurată, vrând nevrând, în special în spațiul ăsta social media, dar nu numai, de atâta ipocrizie și de atâta confuzie și joc de roluri și de nu știu ce, parcă eu simt nevoia să fiu mai... să pun mai bine punctul pe ei, știi, decât îl puneam până acum. De asta o să vedeți. Poate o să vi se pare așa un pic obsesiv că pun în stories, că produsul ăsta e PR sample, că spun că ăsta e primit sau la clientul ăsta, uite, cum e la Mara Blue, la produsul ăsta pe care vi-l arăt, Mara Blue. Da, sunt în echipa de PR, adică eu sunt un om angajat care lucrez, am un contract cu Mara Blue. Da, de prestări servicii. Adică spun lucrurile astea, nu mi se pare nimic. Nu știu, că am auzit chestii de astea. Păi, dar să nu spui că nu dă bine, că o să se interpreteze. Să se interpreteze ce? E mai nasol? Oamenii interpretează mai mult când au informația confuză. Avem impresia că aia face și aia și aia și aia. Nu știu, vă spun direct. Și voi la fel, dacă aveți întrebări vreodată, eu n-am chestii dintre astea, doar atât, strict de sume și de asta, nu o să vă spun ceea ce este momentan, adică nu mi se pare ok să comentez despre asta, dar pe de altă parte rezultatele financiare ale unei firme puteți vedea în lista firme, să descarc acolo un așa și puteți vedea acolo dacă sunteți atât de interesați. La fel, dacă sunteți suficient de inteligenți, puteți estima. Oricum, eu ceea ce sunt, asta vedeți. Adică nu, nici nu maschez o lipsă de bani, nici un plus de bani. Ce nu-mi place, într-adevăr, nu-mi place să fac paradă de anumite lucruri. Apropo, eu mi-am cumpărat anul trecut, că apropo anul ăsta am intrat pe No Buy, vă zic, mi-am mai cumpărat o chestie de la Guerlain, mi-am mai cumpărat o chestie de la Yves Saint Laurent. Eu nu țin nevoia să vi le arăt. Sunt lucruri care, nu știu, mi se pare că, bă, dacă le vine timp, dar chestia asta de arătat tot timpul ce am cumpărat, pe mine mă deranjează, adică am ajuns la o saturație și uitându-mă la ceilalți. Ce mi-am cumpărat de la aia, ce mi-am cumpărat de la aia. Băi, gata, ok, toți ne cumpărăm, dar nu... Anul ăsta este an No Buy Cosmetics. Anul ăsta eu nu mai cumpăr cosmetice și am să explic imediat de ce. Ce cred că e ușor de înțeles. Odată, am toate cosmeticele de care am nevoie pe perioadă mai mult de un an. Unde este necesar să cumpăr pe chestii de igienă, alea ta. Mă refer, rămân fără gel de duș, normal că o să-mi cumpăr. Rămân fără deodorant, normal că o să-mi cumpăr. Adică chestiile astea care sunt absolut necesare, care se termină, care nu știu ce, da. Dar nu mai cumpăr nimic de dragul, hai să mai văd aia cum e, hai că mai am mai scos Guerlain, nu știu ce parfum, nu. Apropo că și cu Guerlain...
Eu am avut niște dezamăgiri în ultimii ani. La un moment dat am zis că sunt eu fandosit. Oricum sunt eu fandosit de asta așa. Adică am niște pretenții, sunt... Dacă nu-mi place un mic detaliu, gata, nu mai îmi place produsul. Dar cel puțin pe parfumuri și pe make-up chiar sunt dezamăgită în ultimii ani tot ce au avut noutăți. În primul rând au scos Gloss Damfer, au scos glossul, au scos... care era super. Toate parfumurile sunt... Nu știu, parcă sunt forțate, parcă nu pot să spun că sunt rele, Doamne iartă-mă, Ghela, n-are cum scoate un parfum, dar nu mai, nu știu, la fel pe sticle, mie nu-mi plac sticlele astea de la Lare la Matier, adică, să ne înțelegem, nu sunt urâte, dar nu sunt Ghela, adică dacă aș fi văzut sticlele astea de la Lare la Matier, la cineva din grupul Estée Lauder sau L'Oreal, da, aveam ce treabă. Bă, de aia Guerlain nu mă așteptam la sticlele astea. La fel mă uitam ce sticle au scos acum pe extra, că practic extractele ca și sticlele din Lare la Matier, doar că le-au făcut taurii și mi se par foarte chicioase pentru Guerlain. Adică cum erau extractele înainte și cum sunt acum. Nu că aș avea acum bani de extract, să ne înțelegem. Nu mă duc eu acum să-mi iau un extract. Dar fondurile de ten, fondul de ten Terracotta, eu de la acolo l-am cumpărat, stă. Eu l-am cumpărat din banii mei. Eu știu fondul de ten Terracotta, cum era. Într-adevăr, eu nu prea îl foloseam din cauza culorii, dar aveam, pentru că îl mixam. Luam mereu nuanța cea mai deschisă. Nu e ce a fost. Mi se pare, de exemplu, că Mont Guerlain oxidează ușor mai rapid decât celelalte. Eu am și Mon Exclusiv, care practic e prima ieșire a aromei de Mont Guerlain. Ei, dar celelalte sticle unde am Mont Guerlain capătă un iz și eu țin totul la fel. Adică Mont Guerlain stă lângă același șalimar pe care l-am de 15 ani. Adică nu e ca și cum pe unul țin de bine, pe unul țin de rău. Sunt niște lucruri care nu mai îmi plac. Pur și simplu, nu pot să spun. Și de-aia am avut așa niște dezamăgiri. Anul trecut au fost tot așa, dar bum, bum, bum. Și am zis, stai puțin, frate. Evident, rămân pasionată Guerlain și sunt pasionată Guerlain, dar sunt a Guerlain ceea ce înseamnă Guerlain, nu ce este Guerlain din anii ăștia. Adică, practic, de când au intrat în epoca lui Vuitton, Hennessy, el s-a tot transformat. Ok, eu înțeleg că trebuie să, să devii global, să vinzi, să așa. Dar s-a dus prea mult. De la skincare, oricum eu nu am așteptări. Eu n-am așteptări, adică mă refer, cum n-am așteptări de la Mara Blue să-mi întindă fața și nu știu ce, n-am așteptări nici de la Orchidee Imperial sau de la Bay Royal, da? Eu am același așteptări de atâte produsele oarecum. Adică nu aștept niște lucruri fascinante, niște wow, să-mi ia piuitul. Da, să mi se amelioreze față, aspectul pielii, să mă simt eu bine, să-mi facă plăcere, să nu mi se irite fața, nu știu, niște lucruri de bun simț. Dar, na, ce să zic. Și nu, pe partea de skincare încă sunt ok, încă sunt, nu văd acolo degradări, n-am resimțit, dar nu mai vreau să mă experimentez și mai departe. Deci anul ăsta nu se vor cumpăra cosmetice în casa asta, cel puțin nu pentru mine, da, dacă am nevoie cei din familie, dacă am nevoie să iau cadou cuiva și dacă, da, se termină gelul de duș, termină crema de corp sau crema de mâini, ceea ce nu cred, na, și cam atât. Nu pot să vorbesc mai mult, deja am obosit. Dar, na, am zis să recapitulez așa un pic ce s-a întâmplat în zilele astea, să revin pe YouTube. Eu voiam în primul rând că aud mereu, vai că v-a fost dor de mine, v-a fost dor de mine. Nu mi-a fost nimeni dor de mine, sunt foarte conștientă de asta. Cum eu n-am să cred niciodată faza asta, vai comunitatea mea, nu sunteți comunitatea mea, sunteți niște oameni care vă uitați pe YouTube, vă uitați la mine, vă uitați la alții, vă uitați la o grămadă de lucru, la lume, e normal să fie așa. Că vai că eu fac content ca să-mi ajut comunitatea, dar ce voi sunteți neajutorați? Dacă ați avut bani să plătiți internet, să aveți YouTube și vă uitați la YouTube clar pe un telefon sau pe un calculator, nu trebuie să vă ajut. Eu cu ce să vă ajut?
Nu, e pur și simplu un schimb de comunicare aici. Eu vă povestesc și lucruri, vă place să vă uitați la mine, mie îmi place să vorbesc cu voi. Iar eu fac YouTube că vreau eu, nu că mai vreau să-mi ajut comunitatea, dar cu ce să vă ajut? Da, uite, pot să ajut la Cola Cariola, la SOS Satele Copilor, fain și donații, că și banii mei ăia alături de alți mulți bani, ajutăm niște chestii acolo, da. Dar aici nu vă ajut cu nimica că fac eu YouTube. Adică orică faci Beauty Barometer YouTube, orică nu face, lumea își continuă. Șirul ei, da. Adică vedeți că debordez de realism. Așa, și nota asta realistă și optimistă, ce să vă zic, poziție văd viroze, că am înțeles că încă sunt active și, ca de obicei, lăsați în comentarii impresii și ce mai credeți voi, mergeți la Mara Blue dacă vreți să vă cumpărați, intrați și la tombolă. Dacă sunteți de București și nu vreți să faceți drumul la hipermarket, mergeți la Sezamă. Dacă vă doare spatele, dați-vă cu celatri. Și na, dacă vă place să pierdeți vremea pe YouTube, mai veniți pe aici, pe la mine.